Încă 58 de blocuri din Slatina sunt pe lista autorităților pentru a fi reabilitate anul viitor. În această perioadă se face proiectarea lucrărilor pentru ca apoi să fie demarată licitația pentru lucrări. Avem în stadiu de proiectare 58 de noi blocuri. Sunt împărțite în 7 cereri de finanțare la fel. Programul este program local, numai buget local. La sfârșitul lunii noiembrie se va termina proiectarea la aceste 58 de blocuri, după care noi vom ridica în SEAP licitația pentru aceste blocuri. Primăria Slatina a inventariat toate blocurile nereabilitate din oraș. Sunt în total 306 imobile care vor fi incluse într-un proiect amplu, care va fi implementat în următorii 4 ani cu fonduri din bugetul local. Vom face un contract cadru, prin care constructorii să 2, 3, 1, nu știu, pentru că se lucrează la caietul de sarcini, câți constructori vor fi, care vor prelua pentru 4 ani de zile blocurile din Slatina. De ce vă spun pentru 4 ani de zile? Pentru că noi am inventariat până la ora asta 306 blocuri. Pentru primele 58 de imobile, anvelarea va începe în primăvara viitoare, spune edilul Emil Moț. Noi o să ridicăm contractul cadru în SEAP maxim luna decembrie a acestui an, perioadă 3 luni de zile cât va fi pentru analiza ofertelor și tot așa, iar în primăvară, la aceste 58 de blocuri pentru care avem deja proiectarea gata, o să dăm drumul la lucrări. Blocurile incluse în program trebuie să fie construite înainte de 1990 și să facă parte dintr-o asociație de proprietari.